Cumințenia Pământului nu-și găsește locul. Ministrul Culturii Corina Șuteu a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook cu privire la mutarea sculpturii de la Muzeul Băncii Naționale la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti. Șuteu spune că acțiunea are ca menire expunerea cât mai mare a operei și că aceasta nu va fi accesibilă doar bucureștenilor, deoarece va fi itinerată în România. Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti este în prezent cea mai vizitată instituție muzeală din București, scrie ministrul culturii. Șuteu recunoaște caracterul atipic al acestei mutări și spune că ministerul vrea să creeze un cadru dedicat acestei lucrări, care să servească drept punct de plecare pentru o regândire contemporană a Muzeului Satului. În mediul online au apărut mai multe voci critice la adresa ideii de a muta sculptura, pentru care statul român a decis să plătească 11 milioane de euro până la finalul lunii noiembrie. Guvernul a decis și constituirea fondului Brâncuș, din resursele căruia vor putea fi achiziționate opere de artă contemporană și și opere care aparțin categoriei tezaurului patrimoniului cultural național.